Salut și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi, precum ați văzut din titlu, voi face un videoclip care a mai apărut pe YouTube, dar pe care eu nu l-am mai făcut până acum. Nu știu de ce nu l-am făcut, tot amând să-l fac de ceva vreme și am zis că gata, astăzi e cazul, trebuie neapărat să îl filmez. Și este vorba despre trenduri despre care eu cred că ar trebui să moară, însă, sincer să fiu, n-aș vrea să vă atacați sau să vă supărați pe mine. Dacă printre chestiile pe care le voi menționa astăzi, voi spune niște lucruri care vouă vă plac sau care voi n-ați vrea să moară sau care pe care le voi purtați, pentru că nu este un atac asupra voastră, este vorba strict de gusturile mele și despre lucrurile pe care eu n-aș mai vrea să le văd, dar asta nu înseamnă că dacă vouă vă place ar trebui să vă opriți sau că vă atac într-un fel sau altul, așa cum am spus, ci pur și simplu vreau să îmi exprim opinia. Este un videoclip fun, nu este vorba despre nicio jignire, așa că aș vrea să ținem tot hate-ul cât se poate de departe și dacă ție îți place ceva, poartă-l așa cum crezi tu, ai încredere în tine pentru că nimeni n-ar trebui să te descurajeze, așa că you do you. Deci, dacă vrei să vezi trendurile despre care eu cred că ar trebui să moară în anul 2018, urmărește-mă în continuare. Bun, voi începe cu machiajul și, bineînțeles, am mai văzut că s-au mai făcut videoclipuri pe acest subiect și sunt câteva chestii pe care le-au mai spus și alții, o să le spun și eu pentru că, clar, dacă le spunem mai mulți, înseamnă că suntem mai multe persoane care nu le plac aceste trenduri și, în primul rând, o să menționez trendul sprâncenelor artistice care se poartă în ultima vreme pe Instagram. Este vorba prima dată despre wavy brows, despre braided brows, despre ponytail brows, despre feather brows, despre Christmas tree brows și tot felul de sprâncene care au forme cât mai dubioase. Din punctul meu de vedere au fost făcute strict pentru a șoca și pentru a atrage cât mai mulți vizitatori. Am încercat și eu wavy brows și braided brows doar pentru fun, dar la un moment dat deja mi s-a părut foarte mult pentru că a fost o explozie. A fost o chestie care a durat 2 luni și gata, s-a terminat o perioadă, s-au mai liniștit apele, dar mă aștept oricând să mai apară câte un trend șocant de acest gen, așa că din punctul meu de vedere aș vrea să nu mai văd sprâncene împletite, sinceră să fiu, pentru că nu mai, gata! Un alt trend din aceeași categorie ar fi nose hair extensions sau extensiile de păr de nas și sunt cele pe care cu siguranță o să le vedeți în imagine. Mi se pare o porcărie, la fel făcută doar pentru a atrage vizualizări. Nu știu ce om normal ar vrea să facă așa ceva, până și bărbații doresc să scoată părul din nas și mă aștept sinceră să fiu ca următorul trend să fie, nu știu, armpit hair extensions. Să vedem așa un supraț plin de păr lung până la buric. Sau pub hair extensions, sau ceva de genul acesta. Deci mi se pare extraordinar, nu știu. Și asta mă duce la următorul trend despre care mi-am amintit acum. Este trendul ăla feminist. Aici probabil o să-mi sară foarte multă lume în cap, dar pe mine mă deranjează foarte tare. Este vorba despre fetele alea super feministe care sunt cu fiecare face ce vrea și își lasă părul să crească peste tot picioare, pe zona intimă și mai ales sub braț. Și îmi plac și alea în mod special care mai pun și culori nebune pe părul de la sub braț, de parcă nu era destul faptul că trebuie să le vedem părul. Eu, sincer, să fiu, nu suport deloc părul la sub braț, nici măcar la bărbați. Adică, nu știu, mie mi se pare că nu e igienic, e mai fain să nu-l ai. Știu că Dumnezeu ne-a făcut așa cum suntem noi, păroși și oricum am fi, dar mie mi se pare că ține de o chestie, într-adevăr, de estetică și de modă, dar n-aș mai vrea să văd, sincer, să fiu. Mi se pare urât. Următorul trend pe care n-aș mai vrea să-l văd, care ține de haine, este vorba despre papucii aia cu puf. Noi în Moldova spunem papuci la orice tip de încălțăminte, asta ca să țineți minte, însă da, vorbesc despre încălțămintea cu puf, nu orice puf, adică dacă are un pic de pufuleț acolo nu mă deranjează să zicem, dar mă enervează aia care au puf dintr-o parte în alta, de parcă a murit o nurcă leșinată, așa o veveriță stă pe ei și au culori din astea nebune. Ceea ce mă deranjează și mi se pare ciudat este faptul că agață orice mizerie de pe stradă. Mi-amintesc foarte clar de un pămătuf din ăla de praf, care au de fapt și de același rol pentru străzile României, așa că cred că primăriile vă mulțumesc că le-ați curățat cu papucii respectiv, dar eu sincer să fiu, nu v-aș încuraja să-i mai purtați pentru că surâții, mizeriuți, nu, mie personal nu-mi plac. Apoi, un trend care pe mine personal mă deranjează foarte tare, nici măcar nu știu cum se numește, dar mie chiar mi-a plăcut și nu l-am mai văzut menționat în alte videoclipuri de astea cu trenduri care aș vrea să moară, așa că sper să nu mă înjurați. E vorba atunci, nu știu, când
sunt fete care își prind părul în coadă și iau baby hairs, adică firele de genul acesta, și le crilionțează și le lipesc de cap, așa. Nu știu, știu că sunt gen, nu știu, anii 20, chestii de genul acesta, dar e dusă la extrem pentru că e părul prins în coadă și apoi alea lipite de cap. Nu știu, eu, de exemplu, urăsc baby hairs în general, dacă mi se vede o fir de aici și tot timpul mi se vede o firul ăsta de aici, vine să mor, este super cringe pentru mine, dar când văd că cineva le și mai aranjează și le scoate în evidență, groaznic, nu-mi plac deloc. Și tot din aceeași categorie, o chestie care nu-mi place deloc, mi-amintește de mine când mă jucam, este frizura aia de breton fals, că multe fete își prind o coadă așa în vârful capului și o întorc în așa fel încât să aibă breton. Am văzut la, nu știu, la Kendall Jenner, nu știu, mai văzut pe la diverse celebrități și mie nu-mi place deloc, adică ai breton fals, se vede din avion că este fals, ori îți faci breton, ori îți pui extensii de breton, ori dă-l dracu și lasă-ți părul așa, pentru că nu arată bine, nu știu, mie mi se pare urât de ea. Sorry. Un alt trend care nu îmi place în mod special este reprezentat de încălțămintea transparentă, de plastic, de fapt și de drept. Și deși îmbrăcămintea inclusiv de plastic, nu-mi place deloc. Mă gândesc că, nu știu, să porți niște haine din alea și niște papuci, transpiri îngrozitor, se lipesc de tine, se aburesc. Sunt urâte, măi, deci nu știu, sunt nașpa, nu-mi plac deloc și nu le văd ca pe o chestie, nu știu, plăcută pentru corp și nici plăcută pentru alții, așa că, nu, sper să nu le mai văd în anul viitor. Și la fel, tot la categoria haine, nu prea îmi place deloc trendul ăla cu mânecile foarte lungi, adică a apărut acum, nu știu, o geacă de blugi la un brand super famous care costă vreo 700 de euro și nu înțeleg de ce, o geacă de blugi banală, doar că are mânecile până mai jos de genunchi, adică pur și simplu ca și cum ai merge pe stradă și ți atârnă mânecile alea așa pe lângă corp, fără niciun scop, fără să-ți iasă mâinile. În primul rând mi se pare foarte incomod că, nu știu, trebuie să prinzi ceva, cazi, naibii, trebuie să ții ceva în mână, nu, ele sunt ascunse sub mâneci. Mi se pare stupid și oarecum la fel făcut să șocheze și nu-mi place, sincer să fiu, nu. Și ultimul trend despre care vreau să vorbesc astăzi este vorba despre acei ochelari de soare care sunt tot mai in și văd tot mai mulți bloggeri pe care poartă ochelarii aia, frate, și nu știu, eu cred că mie nu-mi place trendul ăsta pentru că cumva sunt traumatizată de când eram mică, tot timpul râdeam de ochelarii ăștia, ziceam că sunt ochelari de tată, ochelari de Matrix, ochelari, nu știu, ochelarii aia 90s, subțirei așa și eventual ascuțiți sau cât mai mici. Nu știu, îmi plac dintotdeauna ochelarii mari, știi, cu tot felul de forme din alea, ascuțite, cheata, rotunzi, cum vrei tu, dar nu mici. Acum se poartă ochelarii aia așa, țic, niște chestii care mie mi-amintesc strict, nu știu, le-aș spune ochelarii taxi. Nu știu dacă ții minte pe cântărețul de la taxi, vocalistul, nu mai ții minte cum îl cheamă, dar el avea niște ochelari de aia mici, așa, și aici avea niște accesorii care atârnau. Se pare iconice și mereu mi s-au părut amuzante. Mereu când mergeam cu prietena mea cea mai bună, Roxana, la cumpărături și vedeam într-un magazin ochelari, începeam să probăm ochelari de genul acesta și ne facem poze și să râdem. Așa că nu, mie nu-mi plac ochelarii aia, îmi pare rău. Știu că abia au intrat la modă și știu că urmează o vară în care o să se poarte. Din păcate, dar din punctul meu de vedere e un mare nu. Și acesta este videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Este un alt fel de videoclip. Nu știu dacă ați văzut în ultima vreme, încerc mai multe stiluri de videoclipuri. Vreau să văd foarte mult ce prinde la lume și ce nu prinde. Vreau să văd ce ați vrea să mai vedeți la mine, pentru că îmi place să încerc și să experimentez mereu lucruri noi, așa că nu dați cu hate, fraților, că asta e scopul canalului. Vreau să încercăm lucruri noi și ar trebui să încurajăm acest lucru. Încurajez toți youtuberii să facă chestia asta, pentru că mie îmi place diversitatea. Așa că nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja. Dați-mi un thumbs up la acest videoclip dacă v-a plăcut, pentru că mă ajută foarte mult. Și lăsați-mi un comentariu în care să spuneți care este trendul din anul 2018 pe care nu ați mai vrea să-l vedeți deloc la nimeni, ever again. Și spuneți-mi dacă am spus un trend care vouă, de fapt și de drept, vă place și să spuneți de ce. Pentru că sunt curioasă, poate n-am înțeles eu anumite lucruri, nu? E normal, suntem cu toți oameni. De asemenea, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pe Snapchat și pe Facebook, pentru că acolo postez foarte multe chestii. Așa că vă mulțumesc mult încă o dată pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!